Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Lucian Bălan și în primul rând vă spun la mulți ani, deoarece nu ne-am văzut în 2009. În această seară, în cadrul emisiunii Acasă la Gloria, l-am ca invitat pe domnul profesor Constantin Sanduță, vicepreședintele Comitetului Director al Gloriei Bistrița. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, noastră! Bună seara, stimați privitori, bună seara, dragi prieteni ai clubului nostru. Ce să spun, e o bucurie pentru mine că revin la Bistrița în cadrul acestei televiziuni ASTV și, bineînțeles, datorită faptului că pot continua, să spunem, emisiunile Acasă la Gloria. Vom aborda în această seară cu domnul profesor Sanduță câteva aspecte în ceea ce privește partea administrativă, organizatorică a clubului, nu, domn profesor? În principal, da. Pentru că începe returul sezonului 2008-2009. Dar înainte de a intra în discuțiile propriu-zise cu domn profesor, o să vă rog să urmăriți un material realizat de colegul nostru, Dan Pânzariu, un material în care antrenorul echipei, Ioan Ovidiu Sabou, ne va prezenta cel puțin o parte din ceea ce a însemnat pregătirea intersezon a echipei Gloria Bistrița. Suntem alături de Ioan Ovidiu Sabău după meciul amical Gloria Gazmetan Media și o să vorbim cu domnul antrenor despre pregătirea din Antalya. Neluțu Sabău, cum s-au desfășurat lucrurile în Antalya în linii mari? Din punct de vedere al condițiilor, eu zic că am avut tot ce ne trebuie pentru a ne pregăti foarte bine. Deci, începând de la terenurile de antrenament, jocurile, alimentație, refacere, odihnă, deci absolut toate condițiile pentru a ne pregăti foarte bine. Ați avut un lot destul de mare în Antalya și jucători de la echipa a doua tineri pe care i-ați luat cu voi. A fost o diferență între primul stagiu de pregătire și al doilea stagiu de pregătire ca nivel psihic pentru jucători? Sigur, și alt ritm în partea a doua a pregătirii. Prima perioadă a fost cu totul altceva, o altă pregătire, o distanță mai lungi și meciurile împărțite, deci 45-60 de minute, două echipe de fiecare dată, iar în perioada a doua, sigur, am încercat să mă concentrez mai mult pe jucătorii de bază, jucătorii care vor juca, care vor fi în parte titular, sigur, fără să neglijez pe ceilalți, așa cum ai spus, jucătorii tineri, jucători de perspectivă, care va trebui încet, încet să ne bazăm și pe astfel de jucători. Ați încercat ușor-ușor să implementați un prim 11 pentru returul de campionat. A fost asemănător acel 11 folosit în ultimele meciuri din Antalya cu cel de astăzi? Nu. Sau cel de astăzi va fi asemănător în meciul cu Rapid București? Nu, nici vorba. Așa cum au arătat jocurile, va trebui să găsesc o altă formulă. Un alt 11 mult mai dinamic. Deci mult mai pe viteză, mult mai agresiv, mult mai dinamic, pentru că azi am fost foarte statici, mai ales ceea ce înseamnă partea de construcție și în atac. Deci am pus prea puține probleme. Veți opta în returul de campionat pe viteză, asta înseamnă și jucători mai tineri, cum ar fi exemplu de astăzi Hora, Enescu și Roman. Depinde de ei. Dacă vor avea un randament bun și vor fi foarte motivați, vor da totul pentru echipă și vor putea să ajute această echipă, ei vor juca. Dacă nu, indiferent. În primul rând, jucătorii care pun mult suflet pentru această echipă și luptă pentru a obține rezultate bune. Ceilalți care doar spun că fac, dar nu se vede că nu au entuziasmul la plăcerea de a juca, de a alerga până la urmă și de a alerga trebuie să ai o plăcere. Și de a fi responsabil, atunci acei jucători vor intra în primii 11. Ceilalți, cu regret, nu există jumătate de măsură pentru mine și indiferent 17, 18, indiferent că e 35 sau câți ani are,
Dacă intră foarte motivat și are un randament bun, va juca, dacă nu, afară. Dacă bine țin minte, au fost 9 meciuri de pregătire în Antalya. Da. Care ar fi partida pe care ați luat-o ca exemplu sau meciul în care pozitiv. Jucătorii s-au comportat cel mai bine? Eu zic că primul joc bun cu Lokomotiv Moscova, unde am jucat destul de bine, am și câștigat cu 1-0, am avut și ritm, am jucat cu multă ambiție. Deci acest joc care m-a satisfăcut în această perioadă. Singurul joc, în rest, destul de modest ca și calitate. Rușii au folosit în această partidă jucători de la echipa a doua sau au fost în majoritate jucători principali pe care se bazează în meciurile oficiale? Cine? Lokomotiv Moscova. A fost lotul lor, complet. A avut lotul principal. Lotul principal, sigur, echipă bună, mi se pare 7-6 în campionatul lor, da, cam acolo. Dar echipă bună, echipă cu jucători foarte valoroși. Dar am jucat noi foarte determinați, foarte motivați. Meciul de astăzi cu Gasmetan Mediaș a avut asemănări cu meciul oficial din turul de campionat, când noi am câștigat atunci cu 1-0. Am jucat mult mai bine atunci. Acum destul cu mai de multă determinare. Multă determinare, viteză de joc. Primele 30 de minute trebuia să fie cel puțin 2-0 pentru noi, cel puțin 2-0. Nu le-am dat nicio șansă. În schimb, astăzi ei au fost cei care au controlat jocul, parcă au jucat acasă, cu mult mai mare determinare. Au jucat cu mai mare ambiție decât noi. Preocuparea mea asta este. Credeți că miza partidelor din Liga 1 le va schimba oarecum atitudinea unor jucători? Sper, pentru că dacă nu, vor avea mari probleme. Deci ceea ce înseamnă bani, ceea ce înseamnă condiții, nu se poate. Deci dacă nu suntem responsabili cu toții aici, pentru că s-a investit foarte mult în ei, li s-a creat condiții extraordinare de pregătire, absolut tot ce au nevoie numai ca să aibă liniște. Am comunicat foarte mult cu ei, am încercat să-i responsabilizăm, dar în același timp le-am dat foarte multe, foarte mult. Și atunci n-au voie să aibă aceste pauze din punct de vedere al ambiției, aceste relaxări, această relaxare pe care am avut-o astăzi. Nu pot să accept așa ceva. Nu. Aici este un semn de întrebare. Ce anumiți jucători nu reușesc totuși să aibă o mai mare răspundere pentru ceea ce fac. Urmează o săptămână cu antrenamente zilnice. Sunt programate seara. La ora jocului. Bine, și dimineață, mâine vom avea la ora 4. La fel luni la ora 15. La fel marți două antrenamente, dimineața la ora 10:30 și după masă la ora 15:30. După care, sigur, în fiecare zi va fi un singur antrenament la ora jocului și chiar joi o să facem un joc școală cu echipa de juniori. Da, și duminică meciul cu Rapid București. Vă așteptați să aducă Rapidul o echipă mult mai competentă decât în turul de campionat? Adică mult mai bine pregătită după atâtea scandaluri și atâtea probleme? Nu cred că îi afectează pe ei, se pregătesc, nu cred că nu sunt plătiți sau n-au ce să mănânce, așa cum se spune, nu cred. Rapidul va veni foarte motivată, va veni să câștige, vor analiza situația noastră, n-am câștigat de atâta timp în pregătiri, problemele, au încercat să profite de slăbiciunile noastre, vor veni cu mult entuziasm, un moral foarte bun, o echipă mai valoroasă și cu siguranță vor veni să câștige. Va trebui noi să fim o altă echipă. Da.